Stai într-o cameră cu unii dintre cei mai nemiloși gangsteri ai epocii tale. Ești sub acoperire, iar misiunea ta este să te infiltrezi în acest gang și să îi prinzi unul câte unul. Acesta este un secret, nici măcar propria ta familie nu știe. Dacă acești oameni ar simți că s-ar putea să nu fii un criminal legitim, nu te vor ucide direct, ci mai întâi te vor tortura. Așadar, atunci când ți se oferă droguri tari, fă-ți treaba cu ele ca și cum ai făcut-o timp de ani de zile. Atunci când asiști la bătăi sau chiar la omor, încearcă să nu par deranjat, poate chiar puțin bucuros. Performanța ta este demnă de un Oscar, dar să trăiești această viață dublă începe să te transforme. Ai devenit dependent de drogurile pe care încercai să le îndepărtezi de pe străzi. Simți că ai ajuns aproape ca ei. Aceasta a fost realitatea pentru unii polițiști sub acoperire. Scena pe care tocmai am descris-o nu este prea diferită de ceva ce s-a întâmplat pentru unul din polițiștii sub acoperire mai cunoscuți, care s-a infiltrat într-o bandă din SUA în anii 70. Numele ei este Kim Wazencraft și a sfârșit prin a scrie o carte despre calvarul ei, care mai târziu a devenit un film de succes numit Rush. Când avea 21 de ani, își dorea o nouă direcție în viață, spunându-le prietenilor ei că s-a plictisit de meseria ei de manager de restaurant. Își dorea un pic de entuziasm și așa a decis să solicite un loc de muncă ca ofițer de poliție. Acest lucru s-a întâmplat într-o perioadă în care războiul SUA împotriva drogurilor tocmai a fost pus în mișcare, iar după ce a obținut slujba, Wazencraft s-a trezit că lucrează ca un ofițer de narcotice sub acoperire. Într-un interviu acordat ziarului Chicago Tribune, ea a spus că a lucrat pe acel post timp de câteva săptămâni înainte să înceapă să facă asta. Ea și partenerul ei, care era de asemenea sub acoperire, au început să ia droguri pentru a nu părea suspecți. Ea a spus în acel interviu, așa demonstrezi că nu ești polițist. Acționa potrivit metodei, dar consumul de droguri afectează oamenii. Atât ea cât și celălalt polițist care urma să-i fie iubit au devenit dependenți. De fapt, aproape că a murit din cauza unei supradoze în timp ce se afla la job. Lucrurile au devenit atât de nebunești încât au falsificat chiar și un caz de droguri și au depus jurământul în instanță pentru a obține o condamnare. Viața lor a ieșit de sub control, de partea cui erau. Au fost implicați în scena drogurilor, dar acum erau în aceeași poziție ca oamenii pe care încercau să îi închidă. FBI-ul și-a dat seama curând că acești doi polițiști au pierdut controlul și s-a descoperit că au mințit în instanță pentru a obține o condamnare. Acea condamnare a fost răsturnată, iar perechea de dependenți de droguri a fost condamnată pentru jurământ fals. Au sfârșit prin a face 18 luni de închisoare, sentința fiind de 3 ani. Au ajuns imediat în închisoare, iar după eliberare a scris acea carte. Întotdeauna a recunoscut că a greșit, dar crede că nu ar fi trebuit să fie pusă în acea poziție în primul rând. Asta le-a spus celor de la Chicago Tribune. Am fost nevoită, eram un pion în planul mai mare al altcuiva. În timpul cercetărilor noastre privind acest subiect, am urmărit un podcast în care un bărbat britanic, pe nume Shaun Atwood, a fost intervievat. Probabil ai văzut acel show în care îi se detaliază viața, ajungând de la un agent de bursă bogat la un dealer de droguri după ce s-a mutat în Statele Unite. În interviu, Atwood vorbește despre un bărbat pe care l-a întâlnit în închisoare, care lucrase în Armata Statelor Unite și a devenit polițist sub acoperire. Din păcate, Atwood nu a spus numele complet în acel interviu, dar spune că acest tip a devenit dependent de amfetamină în timp ce se afla la slujbă și a sfârșit prin a ucide pe cineva. Nu putem găsi mai multe informații despre această poveste, dar dacă îl crezi pe Atwood, există o altă persoană care a fost sub acoperire și a fost învăluită de criminalitate și dependență. Am găsit un alt caz și de această dată polițistul lucra sub acoperire în Marea Britanie. Numele lui este Robert Carroll și în 2009 a început să se prefacă că este consumator de droguri pentru a prinde niște gangsteri. I s-a oferit slujba de a se preface consumator de droguri și să identifice traficanții din una dintre zonele din Manchester. Din nefericire, și el a devenit dependent de drogurile pe care încerca să le scoată de pe străzi, dar de această dată, dependența a fost de heroină.
Pentru a nu părea suspect, acesta trebuia deseori să-și încerce drogurile pe care le cumpăra. Individul din acest caz a dat în judecată poliția din Manchester pentru neglijarea legată de oferirea acelui job și ce i s-a întâmplat după. Înainte de asta, polițistul își făcea treaba sub acoperire, dar până în acel moment era deja un dependent de heroină care a fost descoperit după ce a încercat să schimbe o parte din echipamentul său de poliție pentru droguri. Iată ce a spus judecătorul despre cazul său. Există o bază scrisă de pledoarie care declară că, deși era dependent de heroină, și-a dat bastonul și gazul lacrimogen pentru droguri și, de asemenea, în timpul serviciului s-a abținut de la muncă când a mers la casa coinculpatului său pentru a încerca să asigure heroina. Probabil te întrebi câte pungi de heroină obții pentru un pic de piper și un baston. Ulterior a sfârșit în pușcărie. Apoi mai există povestea unui polițist britanic care a fost sub acoperire, dar care nu a devenit un dependent de droguri în timp ce le cumpăra de la unele dintre cele mai periculoase bande din Marea Britanie. Numele lui este Neil Woods. Am văzut un interviu cu el în care spunea că suferă de stres post-traumatic. Unele din lucrurile prin care a trecut păreau chinuitoare. Acest om a trăit o viață dublă timp de un deceniu, cu o viață acasă într-un oraș liniștit și cealaltă viață ocupându-se cu bande extrem de violente. Woods a părăsit poliția și acum vorbește deschis despre motivul pentru care crede că războiul împotriva drogurilor nu funcționează. A spus că, în timp ce a ajutat la doborârea unor criminali mai mari, după toate eforturile sale, pe stradă erau mai multe droguri, iar bandele au evoluat. El a spus că parțial, datorită lui, bandele au devenit foarte suspecte în legătură cu polițiștii sub acoperire. Au început să folosească violență mult mai extremă pentru a îndemna pe alții să nu îndrăznească să se pună rău cu ei. De asemenea, au început să angajeze copii pentru că nu era nicio șansă ca aceștia să lucreze cu poliția. Așa a descris Woods o zi la locul de muncă din viața lui pentru ziarul independent. În acea zi s-a dus să cumpere niște heroină de la un dealer cunoscut. El a răspuns la ușă și mi-a ținut o sabie de samurai la gât, acuzându-mă că sunt parte din echipa de droguri. Saliva izbura din gură în timp ce mărâia și puteam simți oțelul rece pe gâtul meu. Am crezut că mă va omorâ. S-a dovedit că acest bărbat glumea de fapt cu Woods, iar el nu credea într-adevăr că era sub acoperire. Woods a explicat de asemenea cum a reușit să stea sub acoperire pentru atât de mulți ani. Pentru comportament, trebuie să-ți cunoști marfa. Trebuie să fii un ciudat în adevăratul sens al cuvântului. Trebuie să știi cum se comportă oamenii și trebuie să știi asta mai bine decât oricine de pe pământ. Apoi, aplici doar arta înșelăciunii și rămâi la curent cu limbajul corporal al altor oameni. În acest fel, îți poți da seama destul de ușor dacă cineva minte. Odată a fost aproape descoperit și asta pentru că în timpul unei întâlniri, un membru din bandă l-a acuzat că are o cameră video ascunsă în hainele sale. Membrul din bandă avea dreptate, dar Woods a spus că tocmai a început să devină foarte supărat pe tip pentru că a spus așa ceva. El a spus că nu îți întorci spatele lupilor când aceștia mârâie la tine, îi privești în ochi și ataci. A funcționat pentru el în acel moment, dar într-un interviu a spus că este conștient de faptul că era foarte aproape de a-și pierde viața. De data aceea a reușit să se îndepărteze de băieți, dar se pare că atunci au dat seama că într-adevăr avea o cameră ascunsă în haine. Woods auzise motorul unei mașini în timp ce se îndepărta, apoi a fugit și a reușit să scape. Rapoartele de informații au dezvăluit mai târziu că în acea mașină era o armă. O altă poveste pe care a spus-o este un fel de umor întunecat. A fost implicat un dealer mare pe care Woods l-a descris drept un maniac. Pe măsură ce povestea continuă, Woods se prefăcea în fața acestui dealer că era un cunoscător al amfetaminei. Ca și cadou, într-o zi, maniacul a adus o pungă mare de amfetamină la o întâlnire cu el și i-a spus: "Pun pariu că nu ai mai avut așa ceva până acum." Woods nu luase niciodată amfetamină, dar desigur trebuia să se prefacă că este un expert. Mai târziu, acesta a descoperit că acele lucruri erau de aproape 10 ori mai pure decât majoritatea amfetaminei găsită pe străzile din Marea Britanie. Iată ce a spus despre experiența sa după ce a încercat acel drog. "A fost oribil, am simțit o căldură în stomac și eu eram în afara ei. Am avut cel mai oribil sentiment intens de anxietate și nu am dormit 3 nopți.
El a spus că în tot acest timp cât lucra sub acoperire, nu a putut să le spună colegilor săi ce se întâmplă. Foarte puțini oameni știau ce face pentru că orice informație l-ar fi putut ucide. Avea o soție și 3 copii, dar când lucra se îndepărta de zona orașului în care trăia familia lui. Totuși a fost întotdeauna conștient de faptul că ar putea fi văzut în timp ce își trăia viața de familie. Iată ce are de spus despre războiul drogurilor acum. Din cauza mea, crima organizată devenea mai urâtă. Dezvoltam tactici, am pus dealeri în închisoare și am întrerupt aprovizionarea cu heroină pentru doar 2 ore. Poliția nu poate afecta cererea, deci poliția de droguri este complet inutilă. Ceea ce este surprinzător este faptul că aceste observații sunt aproape la fel cu cele spuse de un polițist american sub acoperire. Numele său este Neil Franklin și a lucrat pe străzile dure din Baltimore timp de 2 decenii, prefăcându-se ca fiind consumator de droguri. Franklin conduce acum ceva numit aplicarea legii împotriva interdicției, care este format din foști polițiști din SUA care nu sunt de acord cu războiul împotriva drogurilor. În toți acei ani, Franklin se prefăcea că era un om al străzii fără muncă, dar el de fapt colecta informații despre dealerii din Baltimore. El a spus revistei Vice că a ajuns atât de implicat în slujbă încât a uitat cine era. El a spus, m-am simțit pierdut uneori între cele două lumi. Acesta este unul dintre motivele pentru stabilirea unor limitări rigide pentru cât timp rămâne cineva sub acoperire. Am lăsat unii anchetatori sub acoperire pentru prea mult timp. El a repetat ceea ce Woods a spus. Cu cât sunt mai buni polițiștii la prins oameni, cu atât mai violente devin gangurile. O parte din meseria lui a fost doar să stea în baruri și să cunoască oameni buni. La un moment dat va afla unde sunt drogurile. S-ar împrieteni cu dependenții, iar apoi i-ar aresta. După aceea, poliția ar transforma dependentul într-un informator. După ce un tip despre care știa că este sub acoperire a fost împușcat în cap, în timp ce făcea o afacere, poziția i s-a schimbat. A început să creadă că războiul împotriva drogurilor a provocat mai multă violență și durere, iar acum este împotriva lui. Acum, hai să ne îndepărtăm puțin de droguri și să vorbim despre altceva. Acesta este cazul polițistului sub acoperire care s-a prefăcut a fi asasin. Numele său a fost dat în mass media ca Lenny. S-a scris în 2014 că Lenny a fost angajat pentru a se preface că este un asasin în închisoare. Acest lucru se datora faptului că un traficant de droguri din acea închisoare voia să se răzbune pe un agent ATF pe care a dat vina că l-a arestat. Deci Lenny a intrat în zidurile închisorii și își oferea serviciile. Lenny a spus că nu este o treabă ușoară și că trebuia să se prefacă că este un tip cu adevărat dur. Ba chiar a reușit să dea afară un individ dintr-o cameră. Era doar el și ceilalți prizonieri, dacă cineva bănuia ceva, putea ajunge să fie mort sau grav rănit. Lenny a spus că a aranjat să elimine acest agent și că, în timp ce era înfricoșător uneori, acest lucru s-a agravat când s-au stins luminile într-o zi. În acest mod, camerele de vedere nu au arătat nimic. El a declarat la știri, așadar sunt aici fără acoperire, fără niciun plan de rezervă. Planul de evacuare pe care l-am avut a dispărut în totalitate în acel moment. Lenny a ieșit din închisoare, iar apoi omul pe care trebuia să-l execute a fost ucis, cu excepția faptului că a fost doar un trucaj. Era doar un videoclip fals care avea să fie trimis înapoi la tipul din închisoare. A sfârșit prin a obține o mulțime de ani adăugați la sentința sa. În ce fel de situație ai dori să fii sub acoperire? Ți-ai dori să practici măcar acest job? Scrie-ne în comentarii! Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!